Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. La mulți ani, noi ne simțim aici, parcă ar fi revelionul, numai că pe vreme bună, astăzi împlinim și noi 21 de anișori. La mulți ani! Suntem majori, în Statele Unite ne-ar da voie să ne cumpărăm berică sau ce ne-ar da voie. Și au venit și audiențele cu ocazia asta, știți, asta este și mai bine, practic. Au venit bune, că altfel nu s-ar fi povestit. Dublă sărbătoare. Da, altfel nu s-ar fi povestit. Că dacă n-ar fi fost, nu s-ar fi povestit. Exact, așa se întâmplă. Cel mai ascultat post privat de radio în orașele din România, asta ascultați acum, Europa FM. Ne menținem poziția de lider pentru al patrulea val consecutiv. Audiențele de radio se măsoară în valuri. Vince val ca valul trece. Vine unul bun și după aia încep să ai emoții pentru următorul. Corect. Și în București, Europa FM își confirmă performanța. Eu citez acum, că eu nu vorbesc așa cu confirmarea performanței, dar asta este limbajul practic de comunicare publică. Pentru al cincilea val consecutiv, postul nostru de radio ocupa a doua poziție în clasamentul market share, deci cotă de piață în capitala României. Programul Deșteptarea, adică noi, ăsta. Așa. E cel mai ascultat program matinal de radio din România, dintre stațiile private de radio. Și acum trebuie să explicăm, cel mai ascultat înseamnă așa, că în radio se măsoară numărul de ascultători și cât timp ascultă ascultătorii. Și de aceea rezultă cel mai ascultat. E mai complicat. Eu încă n-am înțeles, dar mai am timp să... E vorba de numărul de ascultători care ascultă simultan aceeași stație radio și așa mai departe. Da, mă rog, e un calcul. E de luat în seamă. Adică e mai șmecherie. E mai șmecherie, da. Să te asculte 100 de oameni 3 ore tot programul, sau mă rog, cât mai mult timp. 150 de oameni decât să zapeze unul printre programe și să dea și pe la tine. Da. Cea mai bună explicație, de la Luca a venit. Cine e ăștia? Nu ne place de ei. Hai. Exact. Bravo. Dar se pune la socoteală acolo, la numărul de ascultători, pe când timpul de ascultare este mai semnificativ. Da. Deci la noi e fidelitatea, asta vreau să spun. Noi suntem fideli. Noi suntem fideli ascultătorilor, ascultătorii ne sunt fideli nouă, noi suntem împreună, suntem prechini. Nebunie. Da. Peste 1 milion de ascultători unicat, aleg frecvențele Europa FM din toată țara, în fiecare dimineață, de luni până vineri, adică Deșteptarea. Și programul nostru înregistrează creșteri de audiență atât la nivel național, cât și în orașele țării. Peste 50.000 de ascultători din întreaga țară s-au alăturat programului matinal de la Europa FM pe parcursul ultimelor 12 luni. Bine ați venit! Bine ați venit! Practic, stadionul Arena Națională rezervat numai și numai pentru voi. Mă, voi vă dați seama? Deci asta este numai creșterea. Practic, Arena Națională este doar plină, sau aproape plină, cât are 55.000, nu? Mai lăsăm mai venit un pic stadion. Ai și marjă, poate să fie și aia. Da. Mai lăsăm câte un loc liber din când în când ca să punem berea și popcorn, hot dog-ul și, mamă, stadionul ăsta s-a umplut numai cu ascultători noi în ultimul an. Bun, deci și pentru că astăzi este și ziua radioului, ziua noastră și a voastră, împreună suntem Europa FM și ca atare, dacă e sărbătoare, fiți atenți, avem propunere chiar acum să facem party împreună. Deci este moment de dedicații. Ce piesă vă aduce vouă aminte de Europa FM? Care e melodia care vă place cel mai mult la noi? Pe care noi am difuzat-o vreodată în ăștia 21 de ani, sau o difuzăm acum, sau o vom difuza, mai știi? Dați-ne telefon la 0372069599 și mesaje, evident, la 0728-3D1-3D2, mesaje text audio pe WhatsApp. Și spuneți-ne, aș vrea să ascult acum, să dedic la toți băieții și fetele de la Europa FM, să dedic următoarea piesă. Julio Iglesias. Moralito. Cucuru cucu sau da, ceva. Da. Și... sau pentru mine, cea mai importantă piesă de la Europa bere FM rece. Este bere gratis. Bere gratis, la da. Tine aș vrea să vin. La tine aș vrea să vin. Așa. Asta e. Deci, uite, asta facem. Zaf este cel mai fericit pentru că... căutăm piese. Acum o să-l punem la încercare. El o să caute pe server, o să scrie și o să caute melodiile respective. N-o să avem un server bun. O să ne nerveze. Da. Bun. Vă așteptăm 0372069599. Melodii, piesulici... și noi le difuzăm imediat și dacă tot vorbim despre ziua noastră, fiți atenți. O să vă mai spun că veți auzi în programul nostru de dimineață mesaje de la artiști care au ceva să ne spună de ziua noastră și în plus, prieteni, mesajele de la voi pe care le-am tot înregistrat zilele acestea. Știți că am început deja de luni, deci mesajele astea care sunt fabuloase, sunt emoționante, excepționale ca fiecare dintre voi. Au fost grupate toate într-un montaj special
cu muzică, cu tot ce trebuie, care va fi difuzat în această după-amiază de la ora 16. Deci la ora 16 e un moment de neratat, să fiți neapărat pe recepție. Ora 16 pentru că Europa FM s-a lansat acum 21 de ani la ora 16. Ce drăguț! Viața s-a schimbat. Era o vreme când nu ne trezeam atât de dimineață ca să lansăm ceva. Da, așa. Bun. Deci, hai cu melodiile, le notăm, vă sunăm imediat și difuzăm piese, facem purpuriu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.